Lui Michi bate din nou, liderul trupei Șoie Paparude a ieșit din comă. Își revine lent după 4 zile de luptă pentru viață. Lângă el au stat în permanență colegii de trupă și soția. În timp ce sute de fani s-au rugat și au transmis mesaje de încurajare pe rețelele de socializare. Pentru ca muzica să-i facă inima să bată, la fel ca în cântecele lor. Iar minuna s-a întâmplat. Michi a respirat fără aparate, însă pentru puțin timp. Spre seară, medicii au decis să-l intubeze din nou. Dăm interviul ăsta și abia așteptăm să cântăm, că e adrenalină la mijloc. Respiră spontan, chiar răspunde la stimul, răspunde la întrebări. Pacientul nu mai este în comă, nu mai este nici în coma indusă. Sunt speranțe ca pacientul să-și reieie funcțiile cognitive într-o mare măsură. De 4 zile, colegii de trupă, familia și fanii așteaptă un semn de la Michi. I-au stat alături, au așteptat și s-au rugat ca puterea muzicii să-i facă inima să bată, la fel ca în cântecele lor. Iar minunea s-a întâmplat. Totul uman e suflet în aparat. De fiecare dată când îl vedeam pe Michi în starea în care era, nu mă puteam abține să nu plâng. Michi a depășit momentele critice, dar recuperarea lui e lentă și plină de pericole. Așteptăm să devină total conștient și să evaluăm apoi eventualele leziuni care au putut să se instaleze în această perioadă. Există riscurile unor complicații ce pot rezulta în urma infarctului suferit. Artistul de 42 de ani a trecut printr-un infart, urmat de 3 resuscitări, o intervenție la Institutul de Cardiologie din Timișoara și multe teste neurologice. Cel mai important lucru însă s-a întâmplat. Inima lui bate din nou, cu putere. Totul uman e suflet în aparat. Încerc să fiu optimist. N-am încotro. Trebuie să fiu optimist. Eu știu că face pași de revenire, da. Să ne lăsați și așa să mergem discret. Cu discreție și fanii Șoie Paparude i-au lăsat lui Michi 10 de mesaje de încurajare pe rețelele de socializare. Primit SMS-ul, am primit și din străinătate. Le mulțumim și să se gândească în continuare pozitiv la noi, la Michi. Rugăciunile tuturor i-au dat putere să se întoarcă pentru muzică, pentru fani, pentru trupa al cărui lider este. Fani cred că sunt în toată țara asta, că peste tot, nu e oraș să nu știe o piesă, ceva de-a lui. Înaintea concertului de la Timișoara, Michi adunase emoții, oboseală și multe ore de muncă. Avea un videoclip de lansat după luni epuizante petrecute în turnee. La fiecare album căutăm să ne reinventăm cumva, să nu mergem pe aceeași combinație non-stop. Iar povestea Șoie Paparude trebuie să fie spusă mai departe. O știe și Michi și luptă pentru fiecare bătaie a inimii. Cinăria merge tic-tac, pe CD sau pic-ca. Bine, 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 bine,